viața, n-a putut să cunoască bucuria niciodată, n-a avut siguranța niciodată. Și viața pe care a trăit-o, a trăit-o sub această ciupercă atomică a faptului că poate rămâne ceva, poate nu este, în centru fiind omul. Aceasta e religia omului. În centru este omul. Acolo e performanța lui. Acest lucru aduce cu sine atâta nefericire în viață. Chiar boli mentale, o mulțime de oameni care și-au pierdut mintea pe acest tărâm al insuficienței acesteia, care este reală de altfel. Este reală. Ființa umană simte insuficiența ei în prezența idealului pe care mintea îl cere și știe, mintea știe măsura și e normal că niciodată nu o să ajungem, cum spune în evrei, la desăvârșirea pe care o cere cugetul nostru. Dar răspunsul nu este mai multe fapte, mai bune fapte, mai mult timp de pregătire. Răspunsul nu este legat de om. Răspunsul este refugierea noastră în Hristos, acolo într-adevăr. Astăzi o să citim un cuvânt care probabil că poate fi rostit de toți. Mi-aduc aminte zâmbind cu ocazie când am fost la leprozeria Tichilești că după predică mi-a spus cineva, bine că n-ai predicat textul ăsta, credeam că pe ăsta îl predici, că toată lumea numai pe ăsta îl predică, toți când vin aici, tot pe ăsta îl predică și bine că n-ai vorbit din textul ăsta. Nu, zic că n-am avut îndemnul de această dată să vorbesc din textul ăsta, am avut un altul și m-am bucurat că mi-a pus Dumnezeu pe suflet să vorbesc dintr-un alt text. Cei mai mulți dintre noi am auzit de termenul acesta de alchimist. Dar alchimia are legătură cu chimia cam cât are astrologia cu astronomia. Cam atâta sunt legate între ele. Adică alchimia este mai degrabă o iluzie, o înșelare, o înșelăciune a minții. O categorie de oameni, considerați oameni de știință, considerați oameni cu pregătire, au ajuns la concluzia că prin anumite procese prin care trebuiește trecut plumbul, se transformă în aur. Și atunci l-au fiert, l-au combinat, l-au amestecat, l-au înghețat, l-au frecat, l-au făcut toate procedele posibile ca să ajungă până la urmă la rezultatul acesta. Nu a ajuns nimeni, bineînțeles, și dacă 1000 de ani ar fi făcut teste, nu mai nimeni să facă așa ceva astăzi, dar dacă 1000 de ani ar fi continuat să facă teste, niciodată plumbul nu se transforma în aur. Ei se numeau alchimiști, oamenii aceștia. Și ei pretindeau, plecau de la această concluzie. Alchimiștii au murit, au dispărut. A rămas un zâmbet amar în urma lor, de cineva care a putut să gândească așa ceva și să atenteze să facă așa ceva. Dar în timp ce zâmbim cu amărăciune în dreptul istoriei, suntem surprinși că de fapt alchimiștii supraviețuiesc și trăiesc. Ei se găsesc pe băncile bisericilor. În timp ce aceia care credeau că pot să transforme plumbul în aur prin procedee tehnologice, chimice și așa mai departe, au pierit, aceștia cred că prin diversele ritualuri, servicii, sacrificii, procedee, pot să transforme ființa păcătoasă într-o ființă sfântă. Și ei încearcă. Ei încearcă dinaintea alchimiștilor și după ce alchimiștii nu mai sunt, ei continuă să încerce să transforme ființa umană din plumb în aur. Și ei spun, dacă pui suficient de efort, dacă ești suficient de interesat, de motivat, dacă ești suficient de speriat de iad, dacă ești suficient de atras de rai și multe alte lucruri care, dacă ești suficient de, știu eu, de hotărât să faci lucrul acesta, vei reuși. Până acum nu s-a văzut niciun exemplar. De când sunt cerurile și pământul, niciodată nu s-a văzut un astfel de exemplar care să fi reușit să transforme plumbul ființei umane în aur. Niciodată nu s-a întâmplat acest lucru. Dar oamenii continuă și perseverează. Uneori cu cartea în mână. Își susțin speranțele deșarte de a vedea într-o zi că dintr-o ființă păcătoasă a ieșit un sfânt prin diverse alte procedee. Ideile acestea sunt deplorabile, atât tehnic cât și spiritual. Dar
M-ar interesa și mă interesează foarte mult de unde au luat oamenii o astfel de idee. Cum de le-a venit în minte unora și cum au putut să creadă ei că se poate din plumb să faci aur? E frumos dacă știm istoria ideilor, este foarte instructivă. Suntem scutiți să o maluăm și noi pe traseul ăsta, că a luat-o altul înainte și știm unde duce traseul. Dacă credem, dacă nu credem, o luăm pe traseu. Dar vreau să spun că alchimiștii au pornit de la o idee, de la un concept real. Ei au pornit de la un mare adevăr. Ei au știut că este posibil să transform plumbul în aur, că au știut că plumbul se transformă în aur. De asta au luptat cu așa disperare. Au fost laboratoare imense, s-au scris cărți, au fost curente de tot felul, școli de gândire alchimiste, urmau pe un învățător, pe un altul, pe tot felul de idei care au fost acolo. Ei au pornit, oamenii aceștia, de la un lucru adevărat și este adevărat. Este adevărat. Plumbul se poate transforma în aur. Numai că elementul pe care ei nu l-au sesizat și care a dus la dezastrul acestui atentat al omului, ceea ce au scăpat din vedere a fost un amănuntul că plumbul într-adevăr se transformă în aur, dar nu în mâinile omului, ci doar în mâinile lui Dumnezeu. Biserica nu a înțeles nimic de aici. Ea a spus oamenilor, veniți la mine că eu vă transform din păcătoși în sfinți. Uite, dacă mâncați din bucata asta de pâine, dacă beți aceasta, dacă treceți prin ritualurile acestea fel și fel de procese de transformări în laboratorul ăsta numit biserică, atunci plumbul se transformă în aur. Și așa se face că peste un miliard și de creștini merg astăzi pe drumul acesta al convingerii că în laboratorul acesta numit biserică și prin procedeile acestea chimice, fizice, de orice natură care sunt aplicate acolo, plumbul se transformă în aur. De aceea sunt aici un miliard și ceva de oameni. Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ și a rostit în cuvinte foarte clare că acest lucru este o imposibilitate la oameni. Apostolii pur și simplu s-au dat bătuți când a văzut că Iisus respinge cu atâta neglijență pe un tânăr bogat care era o perspectivă pentru biserică. Vă dați seama, dacă venea asta și făcea o donație, nu mai trimiteați câteva pachete Moldova, trimiteați câteva vapoare, că doar ăsta avea de unde să dea nou. Și când au văzut ucenicii așa din partea lui Iisus atâta superficialitate în a promova lucrarea și nu vede ocazia, îți dai seama ce înseamnă asta, știi ce înseamnă asta, dacă venea asta la biserică, vai ce ar fi fost extra. Iisus pare că nu vede treaba aceasta și îi spune bietului băiat un lucru care în așa hal îl poate deranja încât pleacă de acolo extrem de supărat. Atunci ei se întorc spre Iisus și spun, Doamne, păi în cazul ăsta, deci farisei nu pot să fie mântuiți, tânărul ăsta bogat nu poate să fie mântuit, bogații nu pot, mai degrabă intră o cămilă prin urechile acului decât un bogat. Atunci cine poate fi mântuit, spun ei? În loc să răspundă Domnul cine poate fi mântuit, Domnul nu a răspuns la întrebare. A răspuns la o altă întrebare. Atenție, când întrebăm ceva pe Dumnezeu, vedeți că de obicei, nu de obicei, întotdeauna va fi așa. Când întrebăm ceva pe Domnul, El nu va răspunde la întrebarea pe care am adresat-o noi, ci la întrebarea care avem nevoie noi să știm răspunsul. Una întrebăm și alt răspuns primim noi. Când primiți un alt răspuns, așezați-vă liniștiți și distilați răspunsul acesta, pentru că este lucru de care ați avut nevoie în adevăr. Ceea ce am întrebat pe Domnul, nu. Ei întreabă cine poate fi mântuit, ne-ar interesa cine e mântuit dintre credințele acestea, cine... În loc să răspundă cine este mântuit, Domnul Iisus spune cine poate mântui. Răspunde la această întrebare. Și spune așa, la oameni lucrul acesta este cu neputință. Adică imposibil. Când Dumnezeu a spus imposibil, ar fi fost cazul să lăsăm la pământ orice tentativă omenească de a încerca. Ar fi trebuit să lăsăm pe loc, în urma noastră, tendința noastră de a amesteca în faptele omului cu harul lui Dumnezeu. Ar fi trebuit să nu încercăm așa ceva. Ar fi trebuit să-L credem că acestea nu se combină niciodată, ci prezența în procesul mântuirii a faptelor omului literalmente
stinge și elimină harul, dacă este prin fapte, nu poate fi prin har. Și ar fi trebuit înțeles că dacă este prin har, acesta stinge și distruge, elimină complet imaginarea contribuției a faptelor unui om la propria lui mântuire. Ar fi trebuit înțeles acest lucru. Dar cu toate că Scriptura este așa de clară, nu a reușit să ne convingă lucrul. Încă omul încearcă. Mântuitorul a spus, nu, la oameni acest lucru este imposibil. Niciodată un om nu va transforma plumbul în aur. Niciodată. Dar, încredințează lui Dumnezeu, plumbul fără de legilor tale, al greșelilor, al lipsurilor, al trecutului tău groaznic, a filelor lipite din cartea vieții tale, unde n-ai vrea să citească niciun om niciodată, să nu se știe, să nu se audă, of, nu aș vrea așa ceva. Încredințează-i lui acest plumb care te apasă și vezi în ce îl va putea transforma Dumnezeu. Aceasta este, în esență, Evanghelia. Aceasta a fost vestea bună. În timp ce, într-adevăr, la oameni este imposibil, este cu neputință, la Dumnezeu acest lucru este cu putință. Și în Epistola către Romani, în capitolul 8, avem această pledoarie a încrederii în Dumnezeu, luptă Duhul Sfânt să ne ajute pe noi să avem încredere în Dumnezeu care promite. E adevărat, așa cum menționam anterior, că viața de rob sau de sclav dă mult mai multă siguranță decât libertatea. Este mult mai odihnitor să fii sclav decât să fii om liber. Sclavul nu are nevoie să gândească, literalmente. Noi muncim, nu avem timp să gândim, nici nu e nevoie. Altcineva gândește pentru noi. Masa la timp, dormim acolo într-un graj, nu e nicio problemă aceasta, dar toate sunt... altcineva se ocupă de noi. Pe când libertatea, unde dormim la noapte, ce mâncăm, cu ce luptăm, nu e o problemă. Acest lucru se petrece în domeniul duhovnicesc, în primul rând. Dă mult mai mult... mai mult confort minții firești, tentativa unui om de a se mântui prin faptele lui, că vede ce face și luptă pe, are ceva pipăibil în mână, nu practic o promisiune care nu e nicăieri. Omul e învățat să se închină la idoli. Deci omul e idolatru. Lasă, știu, Dumnezeu a deschis Marea Roșie, ne-a trecut prin deșerte, dar fă un Dumnezeu pe care să-L vedem în fața noastră și au turnat un vițel. Sigur, dacă te uiți de pe deal la așa ceva, să înlocuiești pe Dumnezeu cu un vițel, trebuie să te gândești că acolo nu poate fi vorba de o sănătate mentală evidentă. N-are cum să fie așa ceva. Nu poți să fii sănătos ca să înlocuiești pe Dumnezeu cu un vițel de metal și să te închidi în fața Lui și să spui acest lucru. Dar nu este nicio diferență între a face acest vițel de aur sau a înălța diversele teorii sau concepte omenești la care oamenii se închină astăzi, având în centru și în esență acest vin al Babilonului, care nu este altceva decât mântuirea unui om prin faptele lui. Asta e tot. Aceasta este esența păgânismului. Aici, Pavel, în acest plin de conținut capitol, spune, Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și cel ce cercetează inimile știe care e năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Deci în această lucrare, niciodată în suflet, propria ta viață nu-ți va aduce pace, nu-ți rămâne un gust bun. În urma celor mai extraordinare fapte care le-a putut face un om pe pământul acesta și gândește că poate fi recomandat lui Dumnezeu prin faptele acestea, rămâne o cocleală, ceva, un gust teribil. Pe de altă parte știm că, versetul 28, toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Aceasta este alchimia lui Dumnezeu. Toate lucrurile, din toate lucrurile. Numai că sunt câteva lucruri peste care am trecut în mare viteză. Nu e posibil ca toate lucrurile să lucreze spre bine în viața ta dacă nu iubești pe Dumnezeu. Numai în mediul ăsta funcționează chestia asta. Toată lumea o citează, toată lumea încearcă să o aplice propriei vieți, dar nu funcționează așa ceva. Sunt anumite reacții chimice care nu merg decât într-un anume mediu.
Ori acest lucru, ca toate lucrurile din viață să lucreze spre bine, nu poate funcționa acest lucru decât în mediul iubirii de Dumnezeu. Abia acolo, orice ți se întâmplă pe pământ, prin orice treci, toate lucrurile, absolut toate, deci cuprinde absolut tot, sunt unele groaznice. Spre exemplu, ce poți să explici unui copil abuzat? Ce poate să înțeleagă? Cine ar putea să justifice acest lucru, să convingă mintea sau sufletul? Cine ar vedea vreun bine care poate să iasă de aici? Este absurd să discutăm despre aceasta. Dar dacă acest copil ajunge să iubească pe Dumnezeu, atunci el încredințează nenorocirea copilăriei lui în mâinile celui care îl iubește și pe care îl iubește. În momentul când încredințezi așa ceva lui Dumnezeu, rămâi uimit în ce se transformă mâinile lui, cea mai groaznică fără de lege a vieții mele. Dacă o încredințez lui Dumnezeu, în ce se poate ea transforma? Aceasta este doar Dumnezeu. El când atinge obiectele, se transformă în mâna lui. El când atinge păcatul, se transformă într-o istorie incredibilă. Dacă ne uităm în Biblie, suntem puțin jenați, nici nu știu cum să reușim să cerem tinerilor noștri să aibă răbdare cu Biblia. Ei nu pot să aibă răbdare. Ei citesc acolo despre crima și desfrâul lui David și ei închid cartea și spun așa ceva nu este fair. Ei au simțământul acesta. Ei spun nu e cinstit ca un om să abuzeze în halul acesta de slujba pe care o are și de puterea care i-a dat-o Dumnezeu, să distrugă o familie, același om să ducă armata întreagă pentru a-și acoperi fără de legea, să o ducă sub zid și să fie omorâți atâția oameni împreună cu unul singur pe care vroia să-l omoare neapărat, să continue să lungească lanțul crimelor și după toate nenorocirile acestea, să scrie în Biblie, zice, om după inima lui Dumnezeu. Atunci închizi cartea, pentru că nu. Cum e posibil așa ceva? Nu. Va fi greu, dar vreau să vă întreb, în ce a transformat Dumnezeu această inimaginabilă nenorocire pe care a făcut-o omul acesta? În ce a transformat-o Dumnezeu când omul ăsta i-a predat fără de legea lui Dumnezeu? Uite, asta e fapta mea pe care am făcut-o. Inițial n-a vrut să o predea. Inițial a încercat să o ascundă. Tentativa aceasta de ascundere a păcatului se lasă cu comiterea altor păcate, mult mai grave. Orice minciună nu poate fi acoperită decât cu niște minciuni mai mari, care la un moment dat se prăbușesc toate, pentru că nu are unde să meargă. Minți pe unii oameni uneori, dar nu poți să minți pe toată lumea totdeauna, e clar, și nici chiar pe tine însuți. Atentatul acesta din partea lui de a-și ascunde fără de legea, scrie în psalm, ardeam de viu, nu mai, mi-ardeau oasele în mine. Deci atunci când am văzut că aceasta e situația, ți-am mărturisit păcatul meu, ți-am încredințat păcatul meu. În ce transformă Dumnezeu această oribilă nenorocire pe care David o predă? Uite, aici este fără de legea mea. Asta am făcut. Predată în mâinile lui Dumnezeu, ea devine cea mai extraordinară istorie a Harului. Mulți oameni pe pământ s-au dus în fără de lege din cauza exemplului lui. Am văzut și eu niște boi care gândeau în felul acesta. Știți că scrie în Biblie, boul merge după o femeie, scrie acolo ca boul la măcelărie. Am văzut niște boi care se scuzau și se explicau cu exemplul lui David. Da. Și i-am spus, zic, știi ce scrie în Biblie? Se cred iscusiți ca David, zic, așa scrie unii dintre oameni. Zic, așa de urât stă lângă poza asta lui David, nu te așeza aici, că se vede cât ești de urât. Dacă nu stai lângă poza asta, o să par frumos, dar dacă stai lângă asta, arăți foarte urât. Pentru că poza aceasta a lui David nu însemnează doar fără de legea, însemnează pocăința și însemnează răspunsul lui Dumnezeu la această pocăință. Atunci este tabloul complet, dar din tot tabloul ăsta omul desfrânat a luat decât prima parte. El atât a înțeles. În ce a devenit această istorie în mâinile lui Dumnezeu? A devenit cea mai înaltă istorie a Harului. În timp ce mii de oameni au comis fără de legi, pretextând pe David, milioane fără număr au găsit har la Dumnezeu în istoria aceasta în care Dumnezeu a arătat în ce a putut transforma un păcătos inimaginabil ca acesta. L-a putut transforma într-un om
după inima lui Dumnezeu. El este marele alchimist. El poate să transforme viața mea, trecutul meu, chiar greșeala mea teribilă. Am avut grijă să spun soției printre primele noastre discuții să nu-ți fie teamă să greșești. Absolut deloc, fiindcă mie îmi plac și greșelile tale. Zic, n-ai niciun fel de teamă. Am văzut cu oamenii care se tem să nu greșească, greșesc imediat. Și așa, pentru că te concentrezi asupra greșelii, știi? Dar dacă te uiți în altă parte, adică ai privirea țintită, cum spune în Biblie, unde trebuie, la Domnul, mergi mai bine pe, nu? Pe sfoară, să zicem. Că aceasta este viața. Și așa am învățat și pe copii. Le-am spus, nicio teamă, orice s-a întâmplat pe pământul acesta, să nu se întâmple. Copilașilor vă spun să nu păcătuiți, este clar. Să nu se întâmple așa ceva. Nici pe minte să nu vă treacă. Am explicat copilor și de asta cea mică mi-a dat un... mi-a spus la telefon pe la... așa, cred că avea 10 ani, tată, da, mi-a trecut un gând rău prin minte. Și am zis foarte simplu, dă-i drumul să treacă mai departe. Ia uite ce bine s-a gândit, extraordinară idee. Ia dat drumul să treacă mai departe. Ce e de ăsta de vorbă? Lasă-l să treacă mai departe. Nu-l cunoști. Așa s-a fost conversația noastră. Iubiții mei, este nu ușor ca firea noastră pământească să vină înaintea lui Dumnezeu și să-și recunoască în final falimentul. E teribil. E capabilă să pună mult efort în a-și ascunde fără de legea și în a o vopsi sau în a încerca să dea o față care nu este, e mult mai capabilă ființa umană decât să fie deschis cu Dumnezeu și să-i spună, uite, doctorul Carson scrie în cartea lui despre argumentele care le folosesc unii studenți ca să-l convingă pe el să le dea bani pentru burse la medicină. Și el le scrie înapoi, după ce citește scrisarea toată, le scrie înapoi, fii atent, dacă ai folosi inteligența asta, care toate argumentele astea care mi-ai trimis mie, în care ai încercat să mă convingi pe mine să-ți dau bani, fii atent, ești foarte pregătit. Dacă ai folosi inteligența asta în a descoperi niște căi ca să te ajuți singur și nu te-ai prezentat drept victima, ci ai lăsat să se vadă în viața ta că Dumnezeu are putere, într-adevăr. Dacă ai folosi această inteligență, n-ar mai fi nevoie să cauți argumente, să mă convingi pe mine să-ți dau ce nu am. Bineînțeles. Textul nostru deschide o perspectivă pentru noi toți. Pentru cei ce iubesc pe Dumnezeu, toate lucrurile vor lucra împreună spre bine. Cele mai inexplicabile, cele mai respingătoare aspecte ale vieții noastre, dacă iubim pe Dumnezeu, vor fi transformate și vor fi supuse de către Dumnezeu binelui din viața noastră. Va veni un așa bine din nenorocirea care ne-a lovit dacă iubim pe Dumnezeu. Cele mai inexplicabile lucruri. Dar nu trebuie să plecăm din sala de teatru de la actul întâi, trebuie să avem puțin răbdare, că mai sunt mai multe acte, știți? Dacă te enervezi după actul întâi și n-ai răbdare să vezi unde duce până la urmă ideea aceasta, avem tendința să plecăm. Trebuie să avem această credință ancorată în realitate și să nu lăsăm ca lucrurile evidente ale vieții să se așeze între noi și Dumnezeu vreodată. Chiar dacă simțurile îmi dictează și îmi spun, uite, ești în situația asta, acum. Eram într-un avion, nu de mult timp plecam, am încercat să zburăm de la Frankfurt spre București, dar ne-a anunțat capitanul că o defecțiune la bord, atât de serioasă, încât trebuie să coborâm imediat pe primul aeroport. Aceasta a făcut tot avionul să intre în panică, n-a mai mâncat nimeni, era să servea mâncare, n-a mai mâncat nimeni, nu se știe ce are de fapt. Dacă nu se deschide trenul de aterizare, spre exemplu, și nici de când luăm foc pe pistă, bineînțeles. Era ceva însă destul de grav. Nu ni s-a spus, avionul nu putea să deschidă flapsurile pentru frânare. Au înghețat sau s-a întâmplat ceva, s-a defectat. Și a intrat pe pistă cu o viteză, n-am văzut în viața vieților mele așa ceva. Un proiectil dintr-un tun nu cred că merge cu viteza asta. Așa am intrat pe pistă. Deci nu se vedea pământul pur și simplu când am intrat acolo. Dar a reușit să oprească pe o pistă. Acolo un avion a trebuit să mă lupt cu sufletul meu. În timp ce unii oameni își mâncau unghiile cu sânge cu tot, erau într-o tensiune teribilă, nu știau ce să mai facă, încleștați literalmente, am simțit că mi se accelerează sufletul. Și atunci, în Roman, capitolul 2, spune, tu care predici la alții, ție nu-ți predici. Tu care înveți pe alții, pe tine nu te înveți, spune acolo.
Și am început și m-am adresat inimii mele și am spus, nu ai voie să bați mai repede decât normal. Că o luase la trap. Și am zis, nu ai voie să bați decât normal. Numărul 2, nu ai voie să te temi de cuvintele capitanului acestuia mai mult decât de cuvintele lui Dumnezeu? Trebuie să te ancorezi în aceste cuvinte. Chiar dacă realitatea simțurilor spune că, uite, păi, dar nu vezi ce se întâmplă, bine, ce-i cu asta? Realitatea lui Dumnezeu nu se împiedică și nici nu depinde de ceea ce se întâmplă. Nu, de săptămâna trecută zburam de la Florida, de la California spre Florida. Și când mi-au repartizat locul, foarte bine, mi-au dat unul chiar lipit de WC-ul. E cel mai potrivit, n-ai treaba. Acolo îți trage apa în cap de la plecare până la sosire. Ești numărul unu. Mi-a dat locul de la margine din ultimele trei care au fost aici. Dar de ce să-mi trebuiască mie un loc? Știți că e un loc de rezervă în spatele pilotului, te poate pune acolo dacă e o problemă. Da. Sau poate să fie la clasa întâi niște fotolii, cum stau unii acolo răsturnați. Te poate așeza oriunde, adică, la un moment dat. Dar de ce trebuie alt loc decât cel pe care ți l-a dat Dumnezeu în urma rugăciunii tale, când tu ai spus, Doamne, fii cu mine? Dacă ai luat-o în serios, treaba aceasta. Păi, Dumnezeu nu este cu noi pe sărite așa. Acum este câte un pic, după aia iar ne mai lasă de capul nostru, după aia iar mai e cu noi. Nu există acest lucru. De ce să-ți trebuiască alt loc și nu-mi trebuie chiar ăsta care este aici? Dar chiar nu vreau altul, chiar dacă ar fi oferit. Nu vreau să fiu în acest loc. Nu știu de ce. Dar stăteam pe locul acesta și pe locul celălalt, tot ultimele trei locuri și astea tot de lângă WC-ul, erau lipite, n-am putut nici să le desfacem, să mai dea un pic mai pe spate, că n-ai unde e peretele în spate acolo. Stăm liniștiți acolo, dar pe locul celălalt, dincolo de coridor, este o tânără, o care era, de fapt, mamă a doi copii. Și sunt turbulențe teribile. Tânăra aceasta are groază, groaznică de a zbura. Ideea de a zbura pentru ea este iad. Dar nu are ce să facă, e constrânsă, trebuie să înfrunte moartea și să zboare. Și atunci când am văzut-o așa de palidă, așa de pierdută, am făcut-o atentă și am spus, uite, stai liniștită, tu stai liniștită și eu mă rog pentru tine. Zic, e foarte simplu. Eu mă rog tot drumul ca să nu ți se întâmple nimic și numai ție, nouă la tot ni se întâmplă, dar ție nu ți se întâmplă nimic. Tu să stai liniștit acolo, eu am să mă rog pentru tine. A fost așa de adânc convingătoare aceste cuvinte pentru ea, că deodată a strălucit speranța în sufletul ei și mi-a spus, zice, nu m-aș urcat în avion în viața mea, dar trebuie să mă duc la mormântarea unui văr al meu cu care am crescut, altfel n-aș fi urcat în avion. Și eu îi spun, zic, de curând am participat la o mormântare și eu, nu chiar de curând, dar a murit un tânăr de 24 de ani, zic, am plinit 24 de ani în ziua în care l-am înmormântat, a murit într-un accident de motocicletă. Vărul meu a avut 24 de ani și a murit în accident de motocicletă. Extraordinară coincidență. Zic, am avut o problemă serioasă în a predica la mormântarea acestui tânăr, pentru că a murit în condiții grele și cei din sală, le era foarte greu să poată să-i dea trecerea în împărăția cerurilor. Știți, ei se ocupau cu cine merge, cine nu merge în împărăția cerurilor. Și le era foarte greu să-i dea trecerea prin cele 24 de vămi de care se ocupă oamenii. Și îi spun ei, am avut mari probleme. Și eu trebuie să vorbesc mâine. Nici nu știu ce să spun. Absolut, n-am niciun fel de idee. M-au pus pe mine să țin un speech acolo. N-am niciun fel de idee. Și zic, uite, domniță, eu te voi ajuta și îți voi spune. Spune, gata, a scos-o. Nu, lasă, închide caietul, zic. Închide caietul. Am să-ți povestesc despre ce am vorbit acolo și după aceea am să scriu pe internet principalele idei. Tu le iei și construiești pentru discursul tău pe care să-l predai acolo. Și în timp ce noi păstrăm această discuție, s-au terminat turbulențele, am ieșit din ele și am intrat la liniște și la senin. În urma acestei discuții, i-am scris în seara următoare, mi-a dat adresa, i-am scris, mi-a răspuns înapoi. Cuvintele au fost a doua zi prezentate la mormântarea aceasta unde a participat ea. Și m-am uitat în urmă și am zis, Doamne, într-adevăr, îți vine să te
Adică mă dai chiar pe locul ăsta. Trebuie să stea cineva și acolo, na, ce să faci. Pe altul nu au găsit decât pe mine să mă așeze acolo. Însă, dacă iubim pe Dumnezeu, aceasta e problema serioasă. Nu dacă toate lucrează spre bine, asta nu e grija noastră, că noi nu avem cum să le facem. Dar dacă iubim pe Dumnezeu, atunci, într-adevăr, toate lucrurile lucrează spre bine. Acum, după ce am trecut prin istoria aceasta, n-aș schimba a mea speranță cu orice mi s-ar da. Eu n-aș schimba locul ăsta pentru nimic în lume. Vreau să fiu exact pe locul acesta. Acum pot să mărturisesc că ceea ce la început mi s-a părut, oricum, aș fi vrut să fie altceva. Acum vreau să spun că nu aș vrea să schimb pentru nimic în lume și că Dumnezeu nu numai că nu a greșit, dar a știut de ce face acest lucru. Supunerea noastră lui Dumnezeu în dragoste va transforma inexplicabilele, nedorite, murdarele aspecte ale vieții noastre. Unele atât de groaznice. Cineva pierde pe cineva drag. Cum poți să explici unui copil a cărui mamă este în coșciug și el așteaptă să se trezească? El spune, stai că acum se scoală mama, acum se scoală mama și se învârte. Și ce poți să faci pentru copilul acesta? Rămâne atât de părăsit în ultimă instanță când vede ce se întâmplă. Deznădejdea lui nu cunoaște margine. Dar vă spun că acest copil, dacă va iubi pe Dumnezeu, Dumnezeu va transforma pierderea mamei lui într-o binecuvântare extraordinară. Dumnezeu are această putere, el este marele alchimist. Capitolul 1 din Isaia spune, dacă ți-ar fi păcatele, cum e cărmăzul sau cum e purpura, sunt niște coloranți care pătează și nu se pot dizolva pentru nimic în lume. Alterează substanța, fibra, pentru totdeauna. Dacă vor fi păcatele tale așa, se vor face albe ca lână. Niciun preot nu poate să facă aceasta, niciun pastor, niciun călugăr, nimeni sub ceruri, nimeni care zice, ego, te absolvo, eu te iert. Nici o ființă umană la oameni e cu neputință așa ceva, dar la Dumnezeu este cu putință. Încredințează-i lui Dumnezeu aceste lucruri și vezi în ce le poate el transforma. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre cei mai mulți frați. Planul lui Dumnezeu cu noi e vechi. Nu este după ce am făcut noi bine sau rău. Planul lui de mântuire este încheiat în dreptul nostru de la întemeirea lumii. Dumnezeu ne-a ales în Iisus înainte de întemeirea lumii. Împărăția la care suntem chemați a fost pregătită de la întemeirea lumii, nu după ce am făcut noi una sau n-am făcut alta, ci ne-a fost pregătită de la întemeirea lumii. În Domnul Iisus Hristos am fost aleși, dar nu suntem forțați să fim aleși. Dar în ce privește pe Dumnezeu, de acolo planul este făcut. În Romani, în capitolul 5, spune că Dumnezeu a emis un decret pentru iertarea tuturor fără de legilor, a tuturor oamenilor. Nu toată lumea știe treaba aceasta. Dar spune acolo că după cum printr-o singură fără de lege a unui singur om a intrat în lume păcatul, tot la fel printr-un singur decret al lui Dumnezeu s-a dat o hotărâre de iertare pentru toți oamenii. Nu numai pentru cel care intră sub patrafirul preotului sau pentru cel care dă zecioala la biserică. Nicio legătură nu au între ele aceste lucruri. Dumnezeu a dat acest decret de iertare a tuturor păcatelor, tuturor oamenilor și oricine crede acest lucru, cine vrea să-l primească în viața lui, deja trăiește prin el. Este greu să asociem vreun bine cu anumite pagini din viața noastră, dar să luăm prin credință. Să luăm prin credință și în dragoste. Principala problemă pe care o întâmpine Iov nu este faptul că îi crapă carnea pe el și că se umple cu viermi și că miroase atât de groaznic încât nevastă sa nu poate să suporte. Nu aceasta problema, cea mai grea a lui. Problema lui cea mai grea este că nu înțeleg de ce se întâmplă așa ceva. Dar el spune pe de altă parte,
în timp ce nu înțeleg, în timp ce am să merg în pământ, în timp ce e atâta nedreptate în ceea ce se întâmplă, în timp ce sunt acuzat pe nedrept, chiar de prietenii mei, că am făcut, că am nu știu ce, în timp ce îmi spuneți că nu crește papura fără baltă și așa mai departe, asta era teoria voastră, în timp ce nu-L înțeleg pe Dumnezeu, de ce îngăduie așa ceva, de ce se întâmplă lucrurile în acest, în timp ce este așa, spune El, știu că răscumpărătorul meu este viu. Știu că se va ridica la urmă pe pământ, știu că îmi va fi binevoitor, știu că ochii mei îl vor vedea și numai altuia, asta e tot ce știu, nădejdea aceasta, spune El, se va coborî cu mine în pământ. Adică știu că Dumnezeu va transforma nenorocirea aceasta, în final, într-o extraordinară binecuvântare. De asta e bine să nu vorbim mult. E bine să tacem în prezența Domnului, mai bine, fiindcă spunem unele cuvinte de care ne va pare rău mâine. Am fost cu soția, inițial am fost singur, după aceea am fost cu soția în vizită la o persoană. După ce am să spun lucrul ăsta, niciunul din voi nu mai aveți îndrăzneala să mai deschideți gura vreodată să murmurați. Dar vă asigur de chestia. Știu ce s-a întâmplat cu mine. Odată ce am văzut așa ceva, pe viață nu mai pot să salt capul în sus. Când am văzut ce am văzut. Niciodată n-am văzut într-o poză. Am văzut multe, tot felul de imagini, de mutilări, de accidente, de nenorociri în viață. Ați văzut imagini plin YouTube-ul de tot felul de scenarii de acest fel, dar ce am văzut cu ochii mei acum, n-am văzut niciodată nicio poză. Am fost la leprozeria aceasta în Tichilești, am văzut oameni mutilați acolo. Dar atât. Adică un ochi sau un obraz sau degetele de la mână sau distruse de lepră. Dar am văzut pe femeia aceasta din Țigănești, Telorman, căreia boala i-a mâncat complet fața. Dar nu numai carnea, ci și scheletul. Au dispărut tot. Este, în loc de față, e o groapă imensă. De 14 ani, soțul ei stă lângă dânsa. De 14 ani. Miroasa moarte, teribil când intri acolo. Se vede tot aici. Nu are decât mandibula și craniul care stă legat de coloană. În rest, aici e gol, nu mai e nimic. Absolut nimic, tot a dispărut. Este o arătare atât de înfricoșătoare și atât de greu de trăit în prezența aceasta, încât vă mărturisesc că am plecat obosit teribil din casa aceea de acolo. Dar omul ăsta stă de 14 ani acolo. Femeia aceasta încearcă să vorbească, nu mai are cerguri, că a dispărut complet, dar atinge cu limba în lateral și formează sunete, doar pe mandibulă. Și mi-a spus că a primit credința în Domnul Hristos în urmă cu aproape 20 de ani, când am predicat acolo în comuna aceea. Am înțeles cuvintele acestea de la ea. Mi-a mai spus și a clătinat din cap de bucurie, mi-a mai spus că și fiul ei a primit credința tot atunci. Și soțul o privea cu admirație, se apleca spre ea și în timp ce vorbea îi căzuse o șuviță de păr de sub bazma, i-a aranjat această șuviță de păr sub bazma și apoi a sărutat-o pe umăr. Și ne-a spus că de 14 ani nu s-a mai dus la servici, nu m-a mai dus nicăieri la niciun servici, că am vrut să fiu lângă ea. E nevoie să fiu lângă ea în fiecare clipă, și ziua și noaptea. M-am întrebat-o, zic, că da, dormiți noaptea? Nu dorm noaptea, n-am cum să dorm. Nici nu pot să dorm, am spus dânsa, decât stau așa și aștept. Zice, când aveam ochi, te-am văzut odată la televizor, într-un program. Și la un moment dat îmi spune dânsul, zice, cât de mult ne-am bucurat dacă ați fi în țară la mormântarea noastră. Ar fi extraordinar. Da, a încercat dânsa să repete după el, ce bine ar fi dacă ați fi în țară la mormântarea noastră. Am fost tulburat până în adâncul sufletului. Cineva mi-a spus că dânsul, acest prinț al lui Dumnezeu, nu ar fi membru în biserică. I-a zis mie, poate că nu ești tu, zic, membru în biserică. Omul săracu avea și de-a mai slujba pe acolo. Zic, poate că tu nu-i fi membru în biserică, dar să nu spui tu despre omul ăsta că nu este. Omul ăsta este membru în adunarea sfinților, despre care scrie în Biblie, zic. 14 ani, acești ani, n-am putut să văd așa dragoste și așa devotament ca din partea acestui om care a ales sărăcia, suferința, lupta grea, teribilă, numai ca să asigure companie acestei ființe.
Ar fi greu să spun eu ce bine ar putea să iasă, cum ar putea lucra spre bine așa ceva. Este teribil de greu să spun așa ceva. Am rugat pe soția mea să nu cumva să te uiți în pozele astea. Pentru că cineva care a fost cu mine acolo a făcut niște poze în timp ce eram acolo. Deci să nu cumva să te uiți în pozele acestea. Mi-a spus că după vreo 3 zile, zice, mi-am luat inima din și m-am uitat. Aș vrea să mergem până acolo, înainte de plecare. Și înainte de plecare am fost împreună. I-am vizitat din nou. Le-am spus că plecăm și că ne-a fost dor de ei și că am vrut să venim câteva momente ca să ne rugăm împreună acolo. După ce am plecat din casa aceea, am rămas fără întrebări. Nu pot să mă mai gândesc în viața mea și să mai dau curs acestor frământări de-a dreptul copilărești, dacă nu bolnave chiar, în dreptul unor lucruri triviale din viața de fiecare zi. Te miri ce ne deranjează în pantof. Iar această ființă a luptat și luptă cu o moarte lentă de atâția ani. Mi-a spus că de 2 săptămâni nu mai are durere. Absolut de fel. Probabil că se apropie capătul. Urmează să atingă vreun nerv esențial. Cine știe ce se întâmplă și atunci se va opri. Într-adevăr. Dar nu a încetat această ființă. Nu a încetat cât am fost acolo să slăvească pe Dumnezeu și să mulțumească. Mă simțeam parcă vinovat în dreptul lui Dumnezeu. Nici nu știu cum să spun. Dar n-a încetat să aducă continuu și continuu, își ținea capul sus și aducea mulțumiri, mari mulțumiri lui Dumnezeu. M-am gândit la cuvântul acesta atunci. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu. Pentru femeia aceasta, de aceea ea privea lucrurile așa, de aceea mulțumea lui Dumnezeu, pentru că iubea pe Dumnezeu. Pentru aceea scrie Scriptura, care sunt chemați după planul său. Altfel, pentru un om, nu. Unul care nu iubește pe Dumnezeu. Și un om care nu a răspuns chemării lui Dumnezeu după planul lui, nu. Pentru acesta nu are sens. Scriptura continuă spunând, deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Tuturor? Tuturor. Ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? E suficient să gândesc acest lucru. Dacă Dumnezeu e de partea mea, ce sens are să mă tulbur de altceva? Dacă Dumnezeu este pentru mine, Dumnezeu votează pentru mine. Ce motiv aș avea dacă tot pământul votează împotriva mea? Dacă Dumnezeu votează pentru mine. Până la urmă, un singur lucru este important. Ce va vota Dumnezeu pentru tine? Asta e tot. Aceasta am predicat, de altfel i-am explicat acestei tinere în avion, că familia tânărului de pe motocicletă care a decedat este devastată complet. Și nu în dreptul accidentului, cât în dreptul lui Dumnezeu. Pentru ce un copil, cel mai bun copil, pentru ce s-a întâmplat așa ceva? Care nu îndrăznea să jignească pe nimeni, care a fost lovit, care nu a lovit pe nimeni, a fost lovit, absolut, complet nevinovat a fost în această situație. Și spunea ea, e tulburare teribilă în familie, în dreptul lui Dumnezeu. Biblia spune, dacă Dumnezeu este pentru noi, atunci cine poate să fie împotriva noastră? Bine, care este argumentul cu care mă poți convinge tu pe mine că Dumnezeu este pentru noi? Cum să mai poți? Gedeon spune, tu spui că Domnul este cu tine? Adică eu nu văd ce se întâmplă, ce-mi spui tu mie cuvinte din astea? Eu nu văd ce se întâmplă, că noi trăim în sub teroarea aceasta teribilă, ne frică și de mâncarea pe care o mâncăm și tu nu vezi în ce situație suntem și tu spui că Dumnezeu este cu noi. Astea sunt cuvinte care pur și simplu nu au acoperire. Care ar fi argumentul care mă face să cred că Dumnezeu este pentru noi? Versetul 32, el care n-a cruțat nici chiar pe fiul său, ci l-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da fără plată împreună cu el, adică cu Iisus, toate lucrurile? Acesta e argumentul. Dacă acesta nu convinge inima ta, nu mai are ce să convingă. Faptul că Dumnezeu a dat pe fiul pentru noi este singurul argument pe care îl aduce Biblia ca să ne convingă pe noi că Dumnezeu este pentru noi. Dacă acesta nu te poate convinge,
altceva nu mai este. Dumnezeu nu are. El întreabă, spune-mi ce puteam să... Care alt argument aș fi putut să-l aduc? El care n-a cruțat nici pe Fiul lui, cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Pârâșul. El este acela, adică Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine va osândi? Hristos a murit. Ba mai mult, El a și înviat. Stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Dacă așa stau lucrurile, dacă Dumnezeu este pentru noi, dacă Dumnezeu a dus argumentul suprem că este pentru noi, atunci întreabă în versetul 35, în cazul ăsta, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foamea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdea sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții, toată ziua suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. În toate aceste lucruri, căci sunt bine încredințat, că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici lucrurile viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. La aceasta să ne ajute Dumnezeu. Amin. Vă invit să ne rugăm.